Deci, Y care apar sunt numere pozitive. Așa face radicalul. Deci lucrează din nou și îți dă plus 3, nu îți dă minus 3. Chiar așa. Cineva mă întreba, domn profesor, eu nu înțeleg de ce radical din 9 nu face și 3 și minus 3. Păi, fiindcă cine l-a pătrat să facă ceea ce sunt radical, dar și minus 3 face. Și minus 3 face tot, minus 3 la a doua face plus 9, da? Răspunsul e clar că acceptăm tot timpul numai pe ele pozitive. Deci nu radicalul de ordin par e definit pentru numere, deci sub radical să fie numere pozitive și răspunsul, când îl obținem, este ce fel de număr este. Deci răspunsul este număr pozitiv. Asta trebuie să țineți minte, da? Deci nu greșim deloc. De aceea de sub un radical de ordin par este în modul, că valoarea modulului este în număr pozitiv. Deci când avem radical din x minus 2 la pătrat, nu spunem că e egal cu x minus 2, e egal cu modul din x minus 2. Că, iată, modulul asigură pozitivitatea. Da? Acum mă întorc aici. Cu radicalul cere să fie pozitiv, deci eu trebuie să pun condiția ca asta să fie mai mare egal că 0. De asta e nevoie să știm să rezolvăm bine ecuații. Iar, dragilor, ca să stabilim domeniul definiția, funcția acestea. Și care domeniul? E definită pe minus infinit, da? Minus infinit, minus 1, reunit cu 3, 7. 3, 7. Așa, cu valori în el. Iată de ce am insistat pe rezolvarea unor inecuații de aceste fracționare. Da? Deci nu întâmplător. Semnul, cum am gândit, vedeți, este ca oglinda, am plecat la inecuația de grad 1, tot ca o funcție am văzut, semnul funcției de grad 1, a celei de grad 2, pe urmă, a fracției și așa mai departe, și nu întâmplător toate acestea, pentru că, iată, putem avea o funcție compusă, funcții compuse când apar celelalte funcții luate individual, funcții de gradul 1, de gradul 2, funcția rațională, și așa. Și atunci, de aceea, iată funcția radicală aici. Da? Toate acestea, le-am făcut așa în ordinea asta, ca voi să înțelegeți de ce facem, toate acestea, la ce ne folosesc. Deci putem întâlni o funcție, de aceea am vorbit începând din clasa 8-a și ne ducem de acum la liceu tot timpul, fie funcția, fie funcția. Dragii mei, eu am făcut la Prof Online niște lucruri care vă simt de mare folos și mă bucur pentru cei care au reușit să ajungă și să intre corect, să tasteze pe Google Prof Online și acolo se intre în lecțiile acelea. Foarte mulți intră de pe YouTube, dar toate lecțiile organizate așa pe clasă, totul perfect pus, le găsiți acolo la Prof Online dacă le luați în ordine. Da? Deci vedeți acolo 1700 de lecții și ele sunt pe clase, vă vor umple sufletul de bucurie. Știu asta din comentariile pe care unii dintre voi le lăsați și spuneți, domnule profesor, vă mulțumim din suflet că iată existați și ne prezentați lucrurile într-o formă accesibilă, pe înțelesul nostru. Da, pentru că chiar depun mult interes și, cum să vă spun, uit de tot și de toate în clipa în care m-am putut o lecție. Acum, eu stau de vorbă cu voi, nu am copii, dar lecțiile mele făcute și atunci când am început, în 2010, pe spatele grajului acela, primele mele lecții, vorbesc de la sine despre dragostea pe care o manifest când mă apuc de făcut o lecție. Așa că ați înțeles de ce este important să facem semnul funcții de gradul 1, de gradul 2, să știm toate acestea, pentru că în final ne vine foarte ușor
suntem puși în situația să stabilim domeniul definiției unei funcții de acestea și nu avem altă soluție decât să procedăm așa cum ați văzut. Așa că acum am să pe tabla, nu? Și să trec să mai facem altceva. Așa le-ați înțeles. Acum, dacă aș gândi sisteme de inecuații, adică ce ar însemna asta? O inecuație și o altă inecuație pusă în lângă altă. Și acum intră partea de, să zicem, de la matematică, logic matematică. Adică vreau pe cei care să satisfacă și pe prima și pe a doua. Și când zic și, mulțimea ce trebuie să fac. Ca să fie și comuni, și colo, și dincolo. Adică trebuie să fac intersecția. Da, asta este. Trebuie să fac intersecția, că la intersecția două mulțimi, ce punem? Punem elementele comune, care sunt și în prima, și în a doua. Asta înseamnă un sistem de inecuații. Iată, dacă vă propun să rezolvăm următorul sistem, lecțiile care am avut mai tot timpul, ultima parte, tot timpul o mămică, nu era prezent aici, imediat ștergea tabla. Sigur că acest ajutor a fost substanțial. Nu vă povestesc, am așa sentimentul, da, trebuie să spun, aduc mulțumiri de lui Mihaela, Cristina acum care a rămas, Mihaela care a fost 3 ani de zile continuu la toate lecțiile mele. O vedeți acolo, unii dintre voi a spus că interveneam prea mult. Era mămica care se implica lângă mine, cum să spun, 100% și avea și înghicise stilul de lucru și atunci chiar puteam să o las să facă lecția singură. Așadar, merg și spun, dacă am să am rezolvat sistem de inecuații de tipul 3x plus 1 supra minus 4x plus modul din x minus 2 mai mare egal decât 0 și o altă inecuație minus 7x plus 4 supra modul din x pătrat minus 4x plus 3 plus 1 mai mic decât 0. Deci dacă am așa de rezolvat acest sistem de inecuații, dragilor, nu intru în panică, pentru că eu o fracție știu să o fac. Voi găsi de aici ceva, x aparține, unei mulțimi, x aparține și fac intersecția celor două, pentru că vreau x și care să satisfacă și pe prima și pe a doua. Deci mi-a făcut planul de lucru și acum trec la treabă. Deci, sigur că am sumeresc viteza, zic x la minus infinit la plus infinit, pentru 3x plus 1 când este 0 în minus 1 pe 3 0 și dau un x în stânga și 0 ar fi aici, nu? 3 0 0 și 15 plus și în partea asta pe minus și cu asta am rezolvat numărătorul. Numitorul am o problemă aici. Am așa un modul. Vedeți, nu pot să spun deodată cum va trebui. Va trebui să fac semnul lui minus 4x plus x minus 2. Nu-i simplu. Deci, pentru asta am să studiez x și de la minus infinit la
plus infinit pentru x minus 2 plat de sine stătător, care e 0 unde în 2, la stânga pe aici, dau x valoare 0 e minus, minus și pe plus, așa, și modulul ăsta din x minus 2 se rupe în două. Iar modulul e totdeauna pozitiv. Când înlocuiesc un x de la minus infinit la 2, expresia de sub mod din interior e un număr negativ. Dar modulul asta face, transformă acesta, nu ține cont de semnul minus, îl face pe minus, îl face plus. Dacă e plus, rămâne așa. Deci trebuie să înțelegi așa, că modul din x egal cu x, rămâne așa, dacă x-ul e mare egal cu 0, și minus x, dacă x-ul e negativ. Adică dacă e negativ, îi schimbăm semnul și îl facem tot pozitiv. Deci modulul e totdeauna un număr mai mare sau egal cu 0. Însă, fiindcă intervine și minus 4x, eu o să trebuiască să am aici o poveste mai lungă, da? Și în stabilirea semnului voi avea, iată, deci voi spune că studierea acestei inecuații o să o facem în două cazuri. Odată când merg x și de la minus infinit la 2, deci pentru x, pentru x aparține de minus infinit 2, așa, minus infinit 2 închis, rezultă că modul din x minus 2, cum este? Este totdeauna pozitiv. Deci, modul din x minus 2 egal cu minus x, minus x plus 2. Ea este negativă și, ca să devină pozitivă, îi schimbăm semnul, egal cu minus x plus 2. Da? Și atunci, numitorul va fi minus 4x. Deci vom avea minus 4x plus minus x plus 2. Minus x plus 2 și egal cu minus 5x. Minus 5x plus 2. Deci, numitorul, toată expresia asta, se transformă pentru x și acestea, abia fiși de la minus infinit la 2, devine minus 5x plus 2. Da? Dar nu uitați. Așa trebuie să spunem. Da? Minus 5x plus 2. Deci acum nu mai am minus 5x plus 2 și asta este 0 când x egal cu 2 pe 5. Deci la 2 pe 5 pe aici undeva este 0 numitorul. Deci toată asta prelucrată pentru x și de aici mi-a dat minus 5x plus 2 și dau un x din zona asta, 0 bunoară și face plus. Deci plus pe aici și pe urmă minus. Iar fracția aceasta, 3x plus 1, 3x plus 1 supra minus 4x plus modul din x minus 2 devine, dar atenție, doar până în 2 mă duc. Deci până în 2 voi avea de lucrată. Zona asta nu mă mai interesează. Pentru că așa am spus pentru momentul acesta, da? Și 2 pe 5 este la numitor, deci bară, aici este 0, plus cu minus, minus, plus și pe un minus. Pe mine mă interesa să fie mai mare ca 0. Răspunsul este că între minus 1 pe 3 la 2 pe 5. Minus 1 pe 3, iată, adaugă și minus 1 pe 3 la 2 pe 5. 2 pe 5 închis, da? Pentru, la 2 pe 5 deschis, atenție, e bară. Da? Deci la 2 pe 5 deschis și la minus 1 pe 3 închis. Dragilor, da? Asta când a urmărit cu x și la minus 1 la 2. Acum, pentru x și care aparțin
gazul informă, la plus infinit, începem să întocmim un alt apel. Deci chiar am să spun acum, de la 2 la plus infinit, aici e zona, de la 2, 2 este în partea asta și numărătorul care e 3x plus 1 va fi cum? Pozitiv tot timpul. Uitați-vă, de acum e zona aceea, o am deja plus plus. Și numitorul pentru 2 plus infinit va fi așa. Minus 4x rămâne x minus 2 de la 2 încolo e pozitiv. Modulul rămâne așa. Deci minus 4x plus x minus 2. Da? Și face cât? Minus 3x plus minus 2. Deci este vorba de minus 3x. Minus 3x plus 2. Și fac semnul ăsta. Minus 3x plus 2, care face cât acolo? Ia uitați-vă. X-ul e egal cu cât? Când eu anulez egal cu 0, X-ul e egal cu minus 2 pe 3. Deci în minus 2 pe 3, care este undeva pe aici, minus 2 pe 3, dacă aș fi luat-o, deci minus 2 pe 3, și că dau x valoarea, vine minus, și de la 2 încolo, dacă înlocuiesc pe x cu 2, minus 2 ori 3 face cât? Minus 6, și cu minus 2 face minus 8. Înseamnă cum noi lucrăm de la 2 încolo, va fi tot timpul negativ asta. Da? De la 2 încolo va fi tot timpul negativ, cât? Minus 2 pe 3, nu s-a aflat zona asta ca să o plasez aici valoarea. Da? Nu-mi rupi intervalul. Și atunci tot timpul va fi negativ. Și acum fracția 3x plus 1 supra, deci 3x plus 1 supra ce era 4, minus 4x minus 4x plus modul din x minus 2. Ce se întâmplă? Devine fac legea semnul, plus cu minus face minus. Ea este, deci, negativă tot timpul și nu mă interesa să fie negativă, să fie pozitivă. Deci, nu mai adaug nimic, nu mai spun reunit. Asta este intervalul care rămâne de bază. Cu alte cuvinte, am rezolvat și această inecuație în momentul de față. Nu? Deci, tot de atenție când a intervenit modulul ăsta. Și modulul ăsta mi-a schimbat discuția. A trebuit să rup. Să văd unde modulul se anulează, s-a anulat în 2 și să rup, de fapt, până în 2, ca să am intervalul minus infinit 2 și să studiez fracția, și prin urmă la 2 încolo, urmarea explicitării modulului, am văzut ce s-a întâmplat cu fracția. Răspunsul e limpede că pozitiv este doar aici, unde? De la minus 1 pe 3 la 2 pe 5, în prima variantă, că de la 2 încolo avem aici studiat. Așa încât, dragilor, vedeți, am rezolvat prima și acum să ne ducem la cea de-a doua în ecuație. Sigur, aveam de gând să fac și în ecuații, dar mă păstrez aici pentru moment, mai în ecuații fracționare. V-am motivat de ce. Sunt funcții care cer rezolvarea unor astfel de ecuații pentru aflarea domeniului definiției și atunci domeniul definiției fiind esențial pentru funcție, ca să știi unde se desfășoară activitatea, să știi cu ce x stai de vorbă. Da? În foarte multe funcții ți se dă mai legea de corespondență și ți îți rămâne sarcina să rezolvi. Și acum să ne rezolvăm, ne ducem pe cea de-a doua. Numărătorul x-ul de la minus infinit la plus infinit e vorba de minus 7x plus 4 plus 4, care se anulează în 4 pe 7. 4 pe 7 este 0. Și aici facem la stânga, nu? Adică stânga, dăm lui o valoare. 0, dacă nu obținem aici plus 4, deci plus peste tot. Și urmă minus. Și să punem și numitorul. Modul din x pătrat minus 4x plus 3 plus 1,
Deci, modul din x pătrat minus 4x plus 3 plus 1 este numitorul. Ei, dragilor, acum am șansă că dacă ar fost minus 1 aici, trebuia să iau modulul de o parte, să fac semnul cum am făcut aici. Expresie întrebare, că luam așa, x de la minus infinit la plus infinit, e vorba de x pătrat minus 4x plus 3, care are rădăcini 1 și 3, 0 și 0, rădăcini minus, minus, dau x valoare 0, da? Și plus, și iată-mă că am făcut și acum urma să o iau pe urma expișterii, pi minus infinit 1 și 3 încolo, fiind modul, expresia pozitivă de întrebare din interior, rămâne așa. Când luam între 1 și 3, schimbam semnul. Se ia minus x pătrat plus 4x minus 3. Trebuia să construiesc două tabele, da? Pentru numitor. Așa, însă, dat fiind faptul că am această situație fericită, modulul întotdeauna pozitiv și că plus 1 va fi plus tot timpul. Deci plus, plus, plus tot timpul. Nu se mai are. Deci nu are nicio contribuție numitorul. Rămâne cel care stabilește numitorul, numărător, minus 7x plus 3. Și atunci răspundem unde este negativ. De la 4 pe 7 la plus infinit. X aparține la 4 pe 7 la plus infinit. Și iată că am stabilit și mulțimea pentru cea de-a doua inecuație. Am făcut-o pe prima, am făcut-o și pe a doua. Aici am avut caz fericit că n-am mai trebuit să muncesc. Cum am muncit aici, aici a trebuit să o pe două intervale datorită modulului de aici, care a presupus până în 2 și din 2 încolo. Deci două inecuații fracționare. Scăpând de modul, suntem puși în așa analiză, nu? Suntem supuși unei analize mult mai atente. Finalul este că am aceste două mulțimi, iar, ca răspuns la sistemul ăsta de inecuații, da? Răspuns final este așa. Să iau mulțimea minus 1 pe 3, 2 pe 5, deci pe o axă, fixă numele minus 1 pe 3, 2 pe 5, 2, 5, 4 pe 7, unde să-l pun? Îl pun după, îl pun înainte, cu minus 1 pe 3 nu-mi capi discuții. Păi iau deoparte și compar. 2, 2, 5. Și cu vecina 4 pe 7. Nu? 35 numitorul. Aici am plătit cu 7 și aici cu 5. Și ele devin echivalente, puse una lângă alta, 14 pe 35. 14 pe 35. Și respectiv vecina 20 pe 35. Da? Și se vede că 2 pe 5 e mai mic. 14 e mai mic decât 20. Deci 4 pe 7 e mai mare. Deci 2, 5, 5 și primul 4 pe 7. Sigur, dacă împărțeam pe 2 la 5, vedeam cât face acolo, nu? 0, 40. 20 împărți la 5 fac 4, 5, 20. 0, 40. Iar 40 împărți la 7 face mai mult. Finalul este că ordinea este asta, ca numele decimale văzute. Ca fracții ordinare le-am adus la ceași numitor. Și acum prima vrea de la minusul pe 3 până la 2 pe 5. La a doua vrea de la 4 pe 7 la plus infinit. Și zona comună trebuia, sunt două, vreau să am o suprapunere. Nu am nimic. Concluzia este de aici răspunsul X aparține, nu? X aparține mulțimii vide. X aparține mulțimii vide. Deci răspunsul clar este că nu am niciun X care să mă mulțumească. Dragilor, am abordat acest exercițiu. V-am vorbit despre inecuații, despre importanța inecuațiilor, care înseamnă stabilirea domeniului definiției unor funcții și cum domeniul definiției este esențial ca, nu despre funcția aceea, să ai informații, să vezi în ce zonă îți permiți să studiez, care e mulțimea x-urilor pe care, nu, în dată când dai valori, găsești y-ii, că asta e povestea.
Și de a studia o funcție înseamnă a te interesa de ce? De mulțimea Y-urilor. Ca asta, studiul unei funcții înseamnă Y care apară despre ei. Vrei să ai informațiile necesare. Cât privește X și știi ce X ai la dispoziție. Da, asta era. Mulțumesc, la revedere!